Stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 39 aliniatul 1 din legea 215, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local, fiind convocați prin dispoziția numărul 215 din 14.06.2018 a domnului primar. Din cei 15 consilieri se constată că nu este niciunul. La lucrările ședinței participând un cetățean al comunei, domnul Boacă. Doi. Care este? Era Fenicuri, dar mă rog. Boacă, cum vă numiți? Boacă. Ion. Era Fenicuri, dar nu mai e. S-a rezolvat și am problema care a avut. Ei, era părere. Așa cum ați luat la cunoștință din materialele transmise, sunt trei proiecte pe ordinea de zi pe care le-ați și primit. Dar totodată se spune implementarea proiectului ordinii de zi cu un proiect de hotărâre pentru care s-au obținut avizele la aceste două comisii de specialitate, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării manifestării culturale artistice Sântiria de la Poiana Sărată din 21.07.2018. Dacă nu mai sunt alte probleme, supun aprobării proiectului ordinii de zi completat cu proiectul de hotărâre de care v-am amintit. Totodată, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46 din legea 215, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local să nu ia parte consilierul care, fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau de până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului Local, cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 57. Având în vedere opțiunea domnilor consilieri din ședința ordinară din 24 mai, domnul consilier local Soloș Ion a fost ales președinte de ședință și îl invit să preia conducerea. Dar înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să supun la vot dacă sunt completat la procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă nu, îl supun la vot. 15 vot. Îl invit pe domnul Soloș să preia conducerea ședinței. Mulțumesc și eu pentru prederea care mi-ați acordat-o. Și să trecem la punctul 1. În ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, reabilitare și extindere sediu primăriei Uitului. Are cuvântul domnul consilier Butucaru Sorin. Da, avizul din partea Comisiei Economice este favorabil. Mulțumesc. Trecem la dezbatere pe marginea materialelor prezentate. Am primit materiale din timp, le-am studiat fiecare dintre noi. Este un lucru bun, era de așteptat. Hai, ce zici? Păi, n-am avea să vadă cineva. Da. 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 Era necesară de extinderea. Cam vociferează. Cine? Facebook-ul cam vociferează. Da, păi, mă mare ce face. Că extinderea primăriei ne trebuie nouă acum. Da, da, vine să vadă cum lucrăm noi aici. Lucrează în sali, dar nu numai aici, dar nu numai aici, dar și birouri sunt suprapopulate. Da. Deci, nu putem să ne luăm chiar după... Am eu, modernizarea sediilor primăriilor s-a făcut aproape în județ, nu? Va fi noi primii care... Alții și-au făcut sedii noi? Ce sedii noi? Așa. Da, domnul Ionescu, am văzut acum dimineața, am văzut studiul de fezabilitate și mai sunt toate planurile și de ședere pe care am reușit să citesc o parte din ele. Nu este vorba de o extindere pe orizontală, deci amprenta acestei clădiri va rămâne așa cum se vede. Este vorba de o extindere pe verticală, se adaugă asupra acestui spațiu, se adaugă încă un nivel. Și în scenariul 2, că două scenarii prevăzute în proiect, aici în scenariul 2 este și mansardarea extinderii făcute în 2007-2008, atunci când s-a făcut aripa nouă a clădirii. Deci la asta se referă. Extinderea nu se lungește, nu se lărgește. Se înalță și se împarte spațiul altfel. Sala de aici rămâne tot așa cum a fost, cum o vedem și în ziua de astăzi. Mai apare o sală multifuncțională la birou, în sus și tot sus mai apar și niște birouri. Dacă te-am uitat bine, când s-a mai discutat cu da. Primărie, era vorba...
Dar din păcate, care ar fi problema dacă s-ar extinde și în... Domnul Florin, mai rămâne spațiu și pentru altceva, și este foarte bine că gândit. Da. Când a făcut prima extindere la primărie, s-a făcut un studiu la primăria veche. Are 2 metri fundația actuală a clădirii, are 1 metru zidul și, conform studiului de atunci, se poate să proiecta așa, da. Încă două niveli, cel puțin. S-a făcut și acum, când s-a fost... Deci, păcat, dacă se permite actuala construcții, să nu folosim spațiul pe verticală, ci să nu folosim pe ăsta. Și în studiul de aici prevede anumite consolidări. N-am apropiat prima dată în descriere să vorbește despre așa ceva. Și eu aș dori să închei cuvântul meu, aș dori să susțin varianta extinsă. Deci planul al doilea, care prevede și mansardarea părții noi de construcție. Și îi dă și un aspect frumos cu mansardare, cu așa un aspect frumos. Sigur că da. Va fi cu două nivele. Toată construcția și masa podului de la nouă. E bine gândit. Și eu că o a doua scară de urcare la etaj și va face aici undeva într-un birou. Este obligatoriu a doua scară. Este obligatoriu. PSI-ul nu este voie să facem una singură. Corect. Deci eu susțin, aș susține varianta extinsă. Și sus nu este pentru a se simți bine lucrătorii. Este pentru sala cununiilor, că dacă vă uitați ca la țigani. Ba sus, ba aici, ba pleacă doamna, da. Ba pe holuri, n-ai o sală a cununiilor. Da. Peste tot există. La Bogdănești e aproape primăria, se duc în sala aia da. Frumoasă. La noi, pe holuri, pe ăsta îi scoți afară. Casa cununiilor. Casa cununiilor. Da. Noi avem o sală multifuncțională. Și atunci o faci mare. Aia multifuncțională poate fi folosită foarte bine și pentru asemenea evenimente. Adică să-i onorăm pe cei care așa se vede pătrat. În condiții foarte bune și să-și aducă și ei acolo prăjitura și șampania și să se opusă. Și intrarea aia nu ne-a aprobat-o că e pierdere energetică. Acum se pune foarte mare importanță pentru izolarea energetică. Exact. Și izolarea. Și făcută aia, pe că altfel nu ne dă aprobă. Și izolarea energetică este prevăzută aici. Da, e prevăzut da. Acolo. Că am citit un pic, dar sunt acolo în noi energetică. Deci dai corect ce scrie aici în clasă. Da? Dacă mai dorești cineva să ia cuvântul. Dacă nu, sistăm cuvântul la acest punct și supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, reabilitare și extindere. Primăria Oitu, cine este pentru? Să abține cineva împotrivă, nu la limitate. Să trecem la punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice al investiției, extindere conductă gaze naturale, presiune redusă în localitatea Oituz, județul Bacău. De asemenea, am primit cu toți materialele din timp. Da, dacă sunt, da, domnul Ungureanu. Dar dați să zice domnul primar, aici diferența de sume între primărie și... Da. E un lucru. Da, dar aici pot să ne întrebare. Aici ne-am propus să facem anual cât o extindere, ca să nu o să înraportești câți bani avem. Și sper să rezolvăm. Și fierăstrăul aproape să termină lucrările la Târgu Mureș, o să dea drumul la NRE, o să mi-a promis solemn doamna, se rezolvă și fierăstrăul și noi aici am renunțat la extinderea spre Hățman, pentru că costa enorm spargerea asfaltului pe amândouă părți și practic nu făceam aproape deloc extindere cu banii care aveam. Și atunci facem extindere unde nu avem asfalt, unde nu avem, să facem cât mai multe extindere și pe Hățman, după mai târziu, când o să băgăm apă, canalizare, atunci oricum se strică și facem atunci extinderea. Așa am gândit-o eu. Așa mare drumul ăsta care sunt trecut aici, știți de ce drumul zvor? Da, da, da. Da? De aici este la Dănuț Juja, prima, Juja, Meiță, Vacal, Florin. Deci de la Dănuț, la Valea cu Matilda.
Pompele, după aceea Greco, Adrian, Val, Lucian, de la Mihai, până la Pavel Eghet, da. Greco, Mihaia, Magdi, Valeva, aia, zona peste Vale, de la Pulău, da. Care știm noi, până da. La Pod, la Cadar, da. Până la Cadar. Da. Ulița aia. DS2946, Lupu Ionel, Ciudor, de la Mariana Naima, unde stă Mariana Naima, ulița la Lupu Ionel, până la restaurant. Da. 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 La Bâtcă, de la Bilmar, până în capăt, până la Aventist. Și astea chiar bună o grămadă case, băi, frumoase. De la Dima Gheorghe, surdul de la Baltă, de la Surdu. Da. De la Cristi Sabu, până da. Balta, până sus. Până sus, până sus, până la Surdu, până la Covaciu, până la Covaciu. Până la Covaciu, mare, așa. După aceea pot răzut, Vacaru, Ion, Ciocoiu Mare, sub ulița la Aventiști. Da, da, da. Toată ulița aia. După aceea de la podul Văzmanului, la Marinel Blaș, trece, după aceea se duce până la Condor, după aceea de la Maria, de la Risatură, până la Pavel Trotușanu. În jos, da. În jos. Asta. După aceea ulița care duce de la Maria până în stradă, la Șerban, până la Șerban. Asta este. Astea au fost făcute și în raport de cedere. Și cedere, asta s-a făcut. Eu am rugat să facă cedere oamenii o grămadă. Dar mai fac, că mare, și noi a trebuit să punem cererile ca să vadă că este aglomerație. Chestia asta este și la Fierăstrău. I-am rugat cu cerere să depună cerere și mai depus. Fără cerere te nu e mai depun, că la Fierăstrău s-a de 4 ani din când e condus. Acum am dat zona, acum zice că a chemat Zareptatul. Noi avem agent economic la Uitul. Suntem foarte băiatul ăsta. Nu am... Trebuie ANR-ul a cerut proiectantul care se înțelege să nu fie de pezabilitate și să îngropați la Târgu Mureș. Și acum proiectare, deci așa se proiectare a făcut-o eu, nu? Ei au făcut în funcție... Haideți să fim un pic atenți. Ei au făcut în funcție, proiectarea s-a făcut cererile care au fost în populații. Că lor interesul lor să o branșeze cât mai mult la rețeaua aia de gații. Da, dar cumva pentru că și după cadastru, nu după rolzarea, că sunt cereri depuse și poate le-a anulat pe alea care nu au cadastru. Dar ce trebuie să trebuie să nu, brașează care nu au... Cine au cadastru, locuitor, trebuie să aibă cadastru. Da, trebuie explicat la cetățean. Da, trebuie să aibă cadastru. Exact. Și noi răzbanul iar rămânim pentru peticul ăla de asfalt, care avem 200 de metri, iar rămânim fără apă, fără canal, fără caz. Păi că o să bage și apă și canal și gata. Păi și așa e ideea, domnule, și așa e ideea tot asfaltul. Asta l-a ghideat în două locuri. Ce păi două locuri. În 3-4 locuri sunt jumate să acoșcoriți sus. Și chemul eu și urmează. Da. Domnul Prondoi, nu erau suficienți bani, făceai numai puțin și rămânea așa. Când o iei, iei toată strada aia și faci și canalizare, faci și tot. 2 km de asfalt. Nu mă prontăriți pe tot. Uite, nu mă prontăriți pe tot. Domnul Apostu Mare. Sănătos. Marginea nu-i trecută. Marginea nu-i trecută. Și cererea a fost de pe margine. Păi a fost, domnule, dar bani foarte puțini din că... Adică nu s-a ajuns în Sarcandrat. Nici călcăiul, nu trebuie și bani. Nici fundul lui domn primar. Și atunci ce facem? Punem bani numai la ăsta și nu mai facem asfalt, nu mai facem... Dar gândiți-vă, marginea apă, nu, canal, nu, gaze, nu... Domnul, mi-e pare rău că uitați. Uitați că proiectul este dat pentru asfaltare, este dat proiectul la proiectare, este aprobat. Păi da, da. Nu știu cum să spun. Nu poți să le faci pe toate odată. Da. Este dat proiectul pentru asfaltare. Vă dați seama că sunt o grămadă de asta. Am făcut investiții și acolo. Comuna e mare. Ai și Vârja, ai și Poiană. Trebuie să împaci pe toată lumea. Eu mă uit, face o consolidare de mal și sare lumea că de faci lua că îl cunoști. Eu nici nu am știut acolo. Am fost că nu trec mașini. Că de ce nu faci și mie zi? De ce? Că cu pile, că nu știu ce. Așa se interpretează, nu?
Una a venit, să vă dau un exemplu, am amendat-o că și-a făcut casa, a aruncat și a zis, pe domn Petrișor a zis să aruncăm aici, că zice, n-am pus selectiv. Așa am amendat-o, dar noi, selectivul e pus pentru să-și pune iară gipsul și asta, vă dați seama. Ea s-a scăpat când a zis domn Petrișor. Nu cred că domn Petrișor i-a zis să pună în bazinele... Din asta faceți domn Petrișor. Nu, pe cuvântul meu că așa a fost. Petrișor a zis pentru selectiv. Vă spun pentru selectiv. Am pus container de selectiv și a băgat câinele acolo. A ridicat și a băgat câinele ăsta și miroase și acum e vina noastră. Să mergem să scoatem câine. Nu știu cum să vă spun. Mai trebuie puțin. Eu am început să dau amet. Deja, vă spun, au început să vină bani și cu ăștia care nu vin la muncă, care am transformat în ore de muncă și acum am început să aducă bani. Că sunt în afară și am spus că deja îi urmărim afară și le face schi. Și acum și ieri anulat nu știu câte dosare am anulat, eu nu știu. Da, vin să plătească, în momentul când plătești instanțe, și plătești. Deci la început să... Domnul Gurian. Domnul primar, următoarea extindere, prindem și marginea, următoarea extindere la gaze. La gaze, după ce... Următoarea extindere. Acum se face, deci, am semnat pentru proiectare, extindere, canalizare. Deci, acum vine pentru extindere, canalizare, unde avem apă, facem extindere canalizare. Sperăm, avem promisiune cu PNDL-ul. Și am semnat contractul cu consultantul, începe să aducă specialiști, au venit și specialiști și deja începe munca. Pentru că n-am vrut să facem cu unii care să ne facă 100 de pompe, că ați văzut, când se cuplăm acum apa, nu vor oameni, ori să deschidă, nu vor să deschidă ușile ca să vedem dacă are valoare, să semneze contractul, pentru 3,50 lei. Nu știu cum să spun. O grămadă de treburi. Din asta ne izbim de... Ăsta e greu. S-au învățat pe degeaba. Și nu avem de unde cheltui. Trebuie să trecem puțin și la sancțiuni. Da. Acum aș vrea, domnul, dacă termin, după ce terminăm asta, dacă îmi permite și mie să iau puțin cuvântul pe o temă importantă, că la urmă, știți, la diverse ar trebui să discut, dar la diverse toată lumea vrea să plece și ar vrea să și la diverse toată lumea vrea să spună. Dacă nu vreți să plecați... Dacă nu vreți să plecați, dacă mă ascultați, atunci vorbim la diverse. Bine. Domnul Cureanu are cum. Eu am fost printre primul care am adus când a fost campania asta cu gazele. Și din jurul ajutării până în frunt, și până stânga și până la Gălățeanu, am adus suficientă cereri. Deci o singură casă m-a refuzat. Și oamenii chiar ar fi dornici să tragă gaz, până să facă alte lucrări. Gaz, apă... Trebuie să ai cadastru, nu ai cadastru. Când își face dosarul, atunci... În etapa a doua, băgând așa acolo. În etapa a doua, băgând așa, trebuie multe. Așa am zis și eu cu prundul vostru. Așa toți. Pe timpul zicea că e zona inundabilă și nu s-a trasă. Inundabilă? Păi da, doamne, mă, nu știți, bă, cât scandal am avut și cu dumneavoastră pe prundul ăla, când e inundabilă. Noi, acum a venit cu oameni care au lucrat la apele române, au lucrat, a zis că el aduce toate autorizații, că pentru orice traversare a râului Oitus trebuie aprobare de la apele române. Dacă trage aproape de râul Oitus, iară trebuie aprobare de apele române. Traversarea conductei de pe mare, de pe peste vale, iară înspre stație, că noi așa am discutat-o. Că înainte de a face contractul am discutat cam ce vrem noi. Ei acum vor să vină să facă studiile topo, ca înălțime ca asta, ca să poată să știe, domne, cum venim cu conducta, ce adâncime. Nu poți să sapi și la 8 metri adâncime să pui canalizarea. Trebuie să vadă și inclinațiile și să vadă cât mai puține pompe. Asta ne mănâncă banii. Pompe, curentul, cuplează automat și la un moment dat, dacă n-ai oameni care se cuplează la canalizare, pompele oricum merg. Mai e infiltrație, mai e... Da. Dacă mai sunt probleme de ridicat ca acest punct... O mai ridică, ridic ceva. Dacă nu mai sunt, sistem discuții la acest punct. Cine este pentru sistemul? Mulțumesc.
Domnul Butucaru, a stat aviz favorabil, să nu v-am întrebat. Da, domnul. S-au dat, stat aviz. Să pun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea lui Canicărea. Pardon. Nu mai citiți la ce este delegat. Cine este pentru? Așa, domnul. Da, 15, da? Abțineri împotrivă, nimic. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal aparatul specialitatea primarului comunei Uitus. Are cuvântul domnul consilier Butucaru. Ați dat aviz, da? Da, s-a dat, da, da. Înscriere la cuvânt. Hai, nu prea ai ce să e vorba de... Conform, de da, este vorba de trecerea într-un stadiu superior a unor organizări, că poate fi salarizat mai bine. Și sunt de acord cu treaba asta. Era niște nerămurire. Sunt care se dau la o publicare mai mică și n-au pus o salară. E de tu cetățean. Domnul președinte. Domnul Boacu vrea să spun. Domnul Boacu, da. Aveam o nelămurire. Cu trecerea de la... De la contractor la funcționar public. În ce bază să trece? În baza avizului AMPP. E complicat, dar trebuie să ne lămurim, că am tot întrebat. Noi nu știm toate legile, domnul apostol. Și nici nu ne stăm. Nici primarul nu e enciclopedic, știe în toate meserile, în toate activitățile care sunt într-o primărie. Așa vin să văd. Mă consult, întâi mă consult. De aia are sumări din aparatul de aici. Și așa nu mai fac de rost câteodată, știi? De asta am întrebat. Nu știam care e. Eu credeam că e un post vacant, după aia am înțeles că postul vacant e al lui doamna Larisa, care a trecut pe post de secretară. Nu mai. Deci ea a trecut și postul, ea a rămas vacant. Nu e vacant. Dar era moment, atunci era vacant, doamna. Era funcție contractuală, toate cele trei posturi. Două posturi au fost funcții contractuale, s-au transformat în funcții publice și un post a fost transformat de la referent în consilier. Tocmai. Dar dacă toți suntem la consilierul juridic, eu știu că este al Consiliului Local și Consiliului Local. Trebuie să participe la toate ședințele Consiliului. Dar nu mai este al Consiliului Local. Este a primar cu ești. Este aparatul de specialitate. A primarul. Doamna secretar, dar le-ați lăsat apa și canalul, să vă ierte după primar, le-ați lăsat picat apa și canalul. Cea mai mare problemă, nu este canalizarea funcționabilă cum trebuie, nu este apă curentă cum trebuie. Și restul gata, nu mai avem nici Consiliul Județ, noi nu avem personalitate, Consiliul Local nu are personalitate juridică. Domnul consilier. Consiliul Local nu are personalitate juridică dacă nu are jurist. Personalitatea juridică obține prin intermediul juridic. Mâna așa ca așa ca la școală. La următoarea ședință. Dar dacă ați venit tot, ați venit la ședință. La ședință, adică mi-aș fi de ce n-ați întrebat? Secretarul, personal, dumneavoastră. Am întrebat pe cine, dar vreau de aici la comunică. Aici nu trebuie să mă duc de fiecare dată, cum făceam cu Boghiu. Ne adunam acolo și o zi întreagă, stăteam pe capul doamna Lenuța acolo. Că nu înțelegeam.
Da, avem studii de specialitate, măi. De asta trebuie să ne întrebăm. Dacă permite, domnul Boac. Da, domnul Boac. Eu zic că în orice clipă doriți consilierii juridici, este la dispoziția dumneavoastră. În ce doriți dumneavoastră? Și, practic, decizia finală tot a Consiliului Local este. Deci nu va lua absolut nimeni din putere, că puterea dumneavoastră e supremă, nu? Dumneavoastră decide. Și dumneavoastră, în momentul când ați cerut o asistență din partea oricărui serviciu, a venit la dispoziția dumneavoastră. Așa am întrebat și a zis că nu este relevant. Nu e o hârtie de la Bacău, de acolo, din distrii, alt, pe negru, pe negru, pe alt, și spune că nu e relevant. Așa cum avem aceste întrebări. Nu, doamna secretară se ocupă. Dar nu este... Nu este... Eu nu pot obliga să vină. Nu obligă. Nu, dar dacă e nevoie... E nevoie. Dacă e nevoie și la comisie, dacă doriți la comisie, oricând îi spun la comisie să vină. Deci asta nu e nicio problemă. Iar pe tine de modă să-i spun. Mai sunt... probleme de ridicat în acest domnul Boac, sunteți la mulit acolo? Da. Nu prea, nici acum nu. Atât timp cât nu cât nu am asistență juridică, nu pot să întreb și să-mi rezolvi doi ani o problemă, pentru mine e dat cu zero. Am spus. Dacă nu mai sunt probleme de ridicat, să pun la vot proiectul de hotărâre la punctul 3. Cine este pe abține? Nu am nimic atât. Da, trecem la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea manifestării culturale artistice Sântilia de la Poiana Sărată. Domnul Damian. Partid favorabil. Și la noi economitorul. Corect. Scrie la cuvânt. Cine să scrie? Domnul Apostol. Domnul Zic. Aveți idee așa, suma nu se pare cam mare, cum vă împărțiți? Deci suma, vă spun și acum, 10.000 de lei a fost. Am mai rămas 1.000 și ceva de lei, da, pentru că ei vor să facă manifestare. Așa a fost în fiecare an acolo, la biserică, și se face o scenă, aducea informații. După aceea face balul original, la Căminul Cultural. Deci noi trebuie să primim la formația și pentru seara, noaptea aia acolo. Deci e suma mai mare. Acolo ar trebui 6.000 de lei. Sonorizare și... Doamne, eu cred că nu trebuie să ne zgârcim. Este o tradiție în Sântelia de la Prăra Sărată. Este parte componentă comune. E păcat să nu continuăm tradiția. E mare păcat. Dar nu e numai pentru Poiana Sărată. Dar nu e, e comunii, domnule. Poate spune și pentru ce să reușiți să participi. Acum, așa cu șapoane. Dacă îmi dați cuvânt, aș mai spune. Da, domnule. Da. Este o tradiție la Poiana Sărată. Satul s-a înființat în 1823 și începând cu anul de înființare, s-a făcut acest schimb de mărfuri între zonele între Ardeal și Moldova, Poiana Sărată fiind undeva la jumătatea drumului. S-a ales ziua de 20 iulie pentru că după această zi ei plecau cu oile în transumanță, se duceau în Nemea, se duceau nu știu mai multe. Și atunci se făceau un schimb de experiență. Animale frumoase îți aduceau acolo ca expunere, se făcea comerț cu animale, comerț cu tot felul de lucruri care erau necesare în gospodăria omului. Și pe lângă asta, lumea făcea o horă în care ținea 3 zile, noi ziceam că ne ducem la joc. Și acolo găseai tot felul de lucruri și din Ardeal, după la Preste, dar ce ați povestit dumneavoastră acum? În ce an? Din 1828. Din 1823 încoace. Din 1823 încoace. Din 2018. Nu fac nicio confuzie. Păi da, dar acum sunt o mână de oameni în care să arătă. Oamenii sunt mai puțini, dar asta nu înseamnă că mâine. Dar asta nu înseamnă că nu merită să facem sărbătoare. Mergem acolo, un pic s-au mai schimbat lucrurile, că nu mai ies fetele în ora alea de măritat, nu mai sunt niște lucruri care se scoate. S-au măritat toate, nu mai ies niciodată. Mai sunt văd, nu-i? Atât de căruțărie și de din astea, nu mai caută nimeni, să nu știu ce.
Și el totul e o masă acolo, să vine cu tot. Fotografii mai vechi, de când, după la 1912, de când se fac fotografii, sunt fotografii și vedem ce făceau oamenii de atunci. O parte din lucrurile facem și noi acum. Mâncăm bine acolo, facem bulz, mâncăm pastramă de oaie, pastramă de oaie, vine în Crușor, birtic cu mici și cu bere și... Din an în an, lume mai puțin. Deci sunt din și an în an mai puțin care vin la... Dar poate atragem turiști prin modalitatea asta, că sunt o grămadă de pensiuni care stau goale. Da. Dacă cumva... Acum se poate gândi și la fel, că turismul trebuie să fie stimulat un pic și oamenii aud. Așa cum vine lume foarte mult. Trebuie făcute și propagandă, promovare, da. Pentru că cei, un exemplu, dăm de acum la Hâja, când a făcut la Hâja. Festivalul Plăcinului a fost o propagandă și a venit foarte multă lume. Trebuie să mai punem. Trebuie puțin și presa și... Da, poate. 21 iulie. Anul ăsta venim și cu o noutate, prezentarea de costume populare și pentru bărbați și pentru femei din zonele adiacente. Și costumul Poiana Sărată, dar și costumul moldovenesc și costumul de la Brescu. Seamănă între ele. Seamănă între ele. Da, va fi așa această prezentare de costume. Eu de mai mult timp doresc. De mai mult timp, da, ea e la mare. Și o să prezint, dar de mult timp insist să facem și la de aceea. La Poiana Sărată, care nu prea să urmărești. Sunt, de la Sibiu. De la Sibiu au influență germană, nu ungurească. Noi știm foarte bine. Noi știm foarte bine ce faci. Nu prea să urmărești. Da. Dacă mai trebuie cineva să intervine. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 4. Ce ne este pentru? Mulțumesc. 15. E, trecem la punctul 5 diverse, dar avem doi domni cetățenii Comunii Unitos care nu știu ce probleme au, să le dăm cuvântul dumnealor și apoi să intrăm la diversele noastre. Da, s-a tot și domnul Da, da, l-am văzut. Deci, da, hai, domnul Boar. Hai, Eu o să încep prima dată cu sfârșitul. Dacă vreți să registreze în toate parte de tainezi, chiar îți crede. Nu am fiindcă dar spuneți-ne și nouă. Nu, după aceea nu povestesc. Vreau să postez ca să cer ajutor și pe internet. Comentarii. Cât de cât, dacă se poate, că o să cunoască. Nu era mai bine ce? Spuneți-ne și nouă. Păi asta putea să facă pe internet prima dată postarea, o citeam și noi pe internet. După aia vine Acum să comentez ceea ce... Eu sunt în conflict cu sorelea mea. Am depus plângeri la poliție pentru distrugerea a 30 metri de gard făcut de mine conform schițelor elaborate de primărie cu ștampila primăriei. Mi s-a trecat, poliția n-a luat nicio măsură, nimica. M-am dus ultima plângere, așa a treoară care am făcut-o, am zis la poliție, domnule, în momentul când nu mai trică gardul acolo, trec și eu trei scânduri care se află conform schițelor elaborate de primărie, nu se află pe terenul aferențului mele. Am stricat trei scânduri, a venit sora, a repus plângeri dimineața, în timp de 6 ore am fost la Bacău, arestat 24 de ore. Eu m-am prezentat la poliția Văitus și am zis, domnule, dacă mai stric, îl stric și eu vin la dumneavoastră. Am venit la poliție, la Văitus, la doamna Babi Cătălin, la tovarășa Babi Cătălin și mi-a spus așa, domnul Bacău, mergi acasă, că ne sună procurorul, mergem în audiență, mergem ca să-ți ia declarații. Gata, domnul, ce o problemă. Nu vrei, după mine vin eu. Eu am vin, v-am anunțat, vin până noastră. M-am dus acasă la 4 ore, am fost sunat. M-am prezentat la postul de poliție, m-am mâncat cu ideea, cum a zis domnul tovarășul Babi, că mergem la parchet pentru audiență. M-am dus la poliția Unesc, am stat 4 ore, nu mi-a dat voie. Să iau țigări, să iau mâncare, nimic. M-a ținut acolo, am început cu telefoane, căuta procuror, căuta nimic.
M-a dus acolo, am dat declarație de cum s-a întâmplat. Iar a început. Telefoane, nimica. M-a luat, mi-a pus cătușele, m-a dus la Bacău în mașină. În mașină am cerut domnul, dați-mi voi să dau un telefon, să știe familia unde sunt. Așa e procedura. Nu mi-a luat cătușele de acolo. Pe drum, mergând până la arestul politic la Epejeu, tovarășul a Babi, Cătălin, a început să mă ironizeze, spunând, nenea Boacă, să vedem cu cine o să cază în celulă. A început să zâmbească. Bine, când am ajuns acolo, mi-a luat cătușile, m-a perfecționat cum se face acolo, domnul care în momentul când împățea actele pentru încarcerare, sau cum se spune, că n-a fost în viață, mă nici am venit când am plătit, celălalt șef de post, care nu știu cum îl cheamă, a trecut în altă cameră cu un alt gardian, care a fost acolo. A stat de vorba acolo circa un sfert de oră, până când a terminat domnul care mi-a făcut actul din încarcerare acolo. A ieșit râzând de acolo amândoi și a zis, moșul nu-i violent, n-are abate nimica. Atunci, când s-a terminat actele, am făcut legătura în ceea ce mi-a spus pe drum și ceea ce am aflat acolo. Domnul care mi-a făcut actele din carcerare a luat o cartotecă să mă bag într-o celulă undeva. Atunci, cel care a vorbit cu domnul de aici, nu știu cum îl cheam, șef de post copii, a zis, nu aia. A luat altă cartotecă. Eu dacă n-am fost, nu știu. Când m-a băgat în celulă acolo, am intrat acolo, eram 9 inci, era o celulă în care eram 3 și 6 în altă parte. Au apărut, la o jumătate de oră, au apărut 6 handrei care erau cu scăreași beci. Am aflat asta după ce am discutat. Mi-a dat țigări când am avut, mi-a dat cu oameni sumă că a fost foarte cum trebuie. Și mi-a zis oamenii, pentru ce mă știu? Domnule, am stricat 3 scânduri. 3 scânduri la gard am stricat, te-au luat procuror. Nu! Nu m-au luat. Deci când m-am dus acolo, atunci am făcut o legătură. Că m-a băgat acolo cu 3 violatori, 4 criminali și 3 hoți. Atunci am făcut legătura ce a făcut tovarășul Abadi ca să mă bage acolo. Aici am cam multiple abateri. Eu n-am o amendă, n-am un avertisment, n-am nimica. Deci, în termen de 6 ore am fost dus la Bacău. Fără să fiu audiat de procuror, când am ajuns la Bacău, mi-a zis, mâine dimineață la 9, venim și te audiază procurorul. Am stat acolo până la 9 fără un sfert, când a expirat mandatul de arestare. A venit și mi-a spus neapărat că ești liber. Domnul a trebuit să vină, nu știu. Dacă eu n-aveam bani la mine, cu ce vinem la Bacău, ce făceam? Ești un abuz ce a făcut poliția. Nu dispune procurorul. Asta am să spui. Și acum să revin. Cum s-a ajuns în cazul ăsta? Vă întreb pe toți, că sunteți toți staful primăriei aici. Și domnul primar, care îi mulțumesc că am ajuns la noi aici. Ștampila primăriei este valabil pe orice act? Domnule, vă spun. Conflictul care s-a iscat între mine și soră este datorită domnului primar. Vă spun pentru ce. Am făcut el cereri pentru comisii. Sunt aici. Cu ștampila primăriei, cu constatare. S-a constatat că s-a făcut un gard ilegal. S-a depășit limita cu 55 cm. Domnul primar a semnat pe cadastru cu ștampila primăriei care este acolo, că este de acord cu măsurătorii. Cadastru s-a făcut pe baza ștampilei care a pus-o domnul primar acolo, fără să fiu anunțat, fără să semnez proces verbal de vecinătate. Am venit la primărie și cer procesul verbal de vecinătate ca să văd dacă eu sunt decedat sau sunt trecut acolo. Domnul primar, este așa, ați semnat în locul meu. Nu ați semnat. Îmi eliberați sau cel puțin să văd procesul verbal de vecinătate, cine a semnat în locul meu? După noua lege, noi nu putem da la persoane, da? La alte persoane, că protecția este cu legea protecției. Da? Deci putem numai prin într-un procesul. Nimeni nu vă dă. Domnule, v-am înțeles. Dar eu trebuie să apar acolo. Nu? N-am cerut nici PIN de card bancar, n-am cerut nici chestiune la nimeni. Da, mergeți și să vedeți că așa este. Unde să văd? Păi merge la orice angajat al nostru și vezi că așa e legea. Dom'le, dar eu trebuie să apar... Dom'le, nu poate să vă dea cadastru ca asta. Dom'le, nu trebuie cadastru, bă, nu trebuie proces de învață vecinitate, nu trebuie să apar eu ca vecin. Nu? Asta e părerea dumneavoastră. Păi asta a părut dumneavoastră ca vecin, acolo puneți ștampila. Nu e adevărat. Dați în judecată. Nu, domnule, nu. Păi dați în judecată, domnule, dacă ai... Aici se putea rezolva problema primării. V-ați învățat, vă spună cum v-ați învățat dumneavoastră. V-ați învățat la culoare că era bine ceva. Luați un scaun, dată, fața primării, cum e asta, e bun.
să aprobă. Tu cum? Nu. La tribunal. Treaba asta se poate să dea rezolvat primării. Dacă îți dădeam o amendă că ai dărâmat fântâna, era bine. Domnule, și că ați ieșit domnule, domnule, v-am da, să intrați în legalitate. Domnule, dați-vă un pic. Eu nu am vrea. Domnul primar. Domnul Boache, domnul Boache, mai... Da, mai încerc. Domnul primar. Deci eu v-am învățat, prietenește, v-am învățat, prietenește, să mergeți la judecată. Nu să faceți. În momentul când eu ies, eu răspund pentru mine, copiii răspund pentru ei. Nu am amestecat o chestie. Domn primar, mai întrebați, ați semnat în locul meu cu cartilea primării pe care ați făcut dumneavoastră, nu. Eu am semnat, dacă nu știți... Ce? Ați semnat? Vă spuneți de care ați ridicați tonul, domnul Boache. Nu mai ridicați tonul. Așa vorbesc eu, calcate care ați spus. Bun. Domn primar, ați semnat acolo, veți pe candidatele, sunt de acord cu măsurătorii, tactilea primării și... Dumneavoastră nu știți cum să faci un cadastru. Domnule... Deci când se vine cu schița cadastrală, da? Acolo scrie, se învecinează la stânga cu cineva, da? La dreapta cu altul, la nord cu primăria. Și eu am semnat în dreptul primăriei că... Nu, domnule, ați semnat pe cadastru. Sunt de acord cu măsurătorii, așa scrie. Domnul, eu am pe fișa cadastrală, semnează cadastrul, dă OCPI-ul, dacă vă întreb. Domnule, pe fișa cadastrală scrie cu dumneavoastră, da, cu tablă primării. Este că o... să facem cadastru. Este o comisie, s-a făcut o comisie. Trebuie să... Domnule, comisia asta care... Domnule, dacă știi mai bine, dă-mi judecată. N-are rost să te conving eu aici, că dumneata o ții pe ama ta. Păi eu nu am semnat în locul dumneata, ai înțeles? Dar cine a semnat atunci? Am dreptul ca cine a semnat în locul meu. Deci eu am semnat pe fișa cadastrală. Că sunteți de acord. La drum am semnat că corespunde la drum atâția metri. Cât este gardul vechi și unde? Dincolo că dumneavoastră nu, s-a făcut primar, un comisiu. Domn primar, atunci ați văzut procesul verbal făcut din ancheta care a fost acolo, nu? Aveți o nelămurire, dați-l pe primar în judecată. Îți dau primar? Da? Bine, vă mulțumesc. Ca să vedeți dacă primarul a făcut o ilegalitate. Deci dacă nu se poate, un act care îl cer eu, ca vecin, numai, să mi se arăte, domnule. Numai unui avocat se poate. Domnule, să mi se arăte, cel puțin. Domnule, ai înțeles că mai nou nu aș vrea dumneavoastră? Da, așa e legea acum. Așa e legea, bun. Și când te duci la bancă să-ți deschizi un cont, te pune să semnezi. Dumneavoastră, ziceați-o în urmă. Dacă a fost comisia la partea locului, cum s-a dat, că nu este legal. Dumneavoastră, spun tramandat, atunci reduceți cum faci metrile astea. Asta e părerea dumneavoastră. Nu părerea mea, nu, așa este. Domnul Boache, așa e, dați-mă în judecată. Domnul Boache, legalitate. Domnul primar are dreptate. Da. Consultați-vă cu un avocat, vedeți care-i procedura, procedeul. Da. Dacă aveți dreptate, o dată judecată, dar nu ne mai certăm aici. În nu, deci eu nu am să văd dacă ștaptirea primării va rade de orice am. Deci, sunt atâția avocați în zona Oreștiului. Da, domnule, am fost la avocat. Pentru reținerea asta abuziv. Toți mi-ar fi abuziv. Și cine ați avocatul? Neva că nu poți să te ajuți, pentru că suntem prieteni. Cine, dar alte avocate? Sunt vreo 200 de avocate în Oreștiu. Sunt 200 de avocate în Oreștiu. Nu-i prieteni. Pune să-mi găsim. Dar așa este, domnule. Așa este. Poate să fie toți prieteni. Așa este. Mergeți la Bacău. Am fost ieri la domnul procuror care anchetează cazul. Și nu pot să mă exprim ce a zis. Mi bagă la acte de brațe de primărie. Nu pot să mă exprim ce a zis. Păi ce va? Semnează domnul primar ca pe timp, domnule. Când se face un cadastru, trebuie chemați vecinii. Trebuie semnezi vecinii. Dacă repetăm ideea de 100 de ori, tot nimica nu facem. Gata, am reținut, consilierii au auzit. Da? Numai că noi nu putem hotărâ în această speță. Deci, dar contactați până la urmă un avocat care nu este, domnule, care nu-i prieten. Nu, deci, da. Deci, ceea ce am cerut, eu nu-și poate zic, trebuie să mi se arăte. Numai avocatul poate să ceară, domnule. Să mi se arăte. Să mi se arăte. Domnule, să mi se arăte. Domnul Bacabu. Deci nu se poate. Le-am cerut să voie înainte cu o chestie pentru comunat. 5 minute. Dacă domnul Boacă cred că termină și... Am controversat la muncă și... Da, nu vreau termina atâta. Deci nu se poate. Banii să văd. Numai avocatul poate să ceară, domnule. Și atunci avocatul... Domnul, dar nici ca să o văd. Domnul, ta ai înțeles că să iau nouă lege, că eu nu pot nimeni. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Chiar nu vreți să înțeleg. Da, domnule, vă mulțumesc, da. Un minut, domnul. Am mai spus asta și o mai repet.
Domnul polițai carabiner, că am înțeles că sunt patru, nu ne cunoaștem, nu-i cunoaștem. Și într-adevăr, s-a făcut un abuz, pentru că trebuia domnul tovarșul ăsta, polițai care l-a arestat, să vină cu un mandat de arestare, indiferent că termină domnul. Dacă ai putut face rău, mă să poate. Nu a pus grosul la domnul. Dar nu e ca consilier. Iată, trebuie treabă. Eu nu atem de păsător. Ne ducem peste Poliția Națională. Hai să ne fie. Nu, dar înainte, domnul vostru loc. Vine el la fiecare ședință. Era aici. Acum adice nu se poate. Noi rugăm frumos, sunt doi. Au scuze că sunt numai doi și cu asta. Cum doi, că sunt patru am înțeles. Da. Uite, dacă îmi dați voi la diverse, că câțiva consilieri vor să plece. Deci... De foarte mult timp să discută despre terenurile unde sunt bazinele de apă. Am ajuns ieri, ne-am întâlnit cu reprezentanții tornatorului. Și am ajuns la câteva concluzii, dar asta, ca să putem finaliza, trebuie să facem un proiect de hotărâre, de consiliu, pentru ca să putem să începem demersurile și în momentul când ca să nu se înceapă demersul că s-o grămadă de cheltuieli cu expert să fac expertiza terenului, să facă toate măsurătorii și așa. Și atunci noi trebuie să facem o hotărâre de consiliu pentru treaba asta și după ce se finalizează totul, atunci se poate face hotărârea de consiliu să analizăm dacă suntem de acord cu prețurile, cu ce zice ăsta. Și acum v-ați zis schimb, domne, sau am vizionat? Da, nu, schimb. Și acum să vă spun despre ce e vorba. Drumul este de 3,5 km de la pod până la Cireșu. Am ajuns la concluzia că ar fi bine să luăm, fiind și casele peste drum, să prelungim puțin până drumul care urcă sus la Cireșu, să mergem până acolo. Bazinele sunt 3000 de metri pătrați, bazinele, în zonul bazinului, dar pentru că ar trebui și o zonă de protecție, dacă reușim să luăm pe unde a fost cabana, pe lângă porțul și ăsta, să luăm mai mult. Ei, în schimb, vor în Arșița, pășunea aia. Acolo sunt 3 hectare. Deci Arșița e 75 de hectare. Da, v-au. Da. Dar bine, să faci o evaluare, că drumul are o valoare. Drumul este vreo 26 de... numai până la pod. Până unde intră în ăsta. Este de 26.600 de metri pătrați. Este drumul. Cu toate că la ei nu-i prins drum, e prins în terenul ăsta. Ei l-au cumpărat ca teren când l-au luat. Și n-are rost să discutăm din urmă de asta, pentru că este o hotărâre, putem să vă arătăm, este o hotărâre irevocabilă. Domnul Ionel cred că știe. Dar nu s-a vrut doar în judecata lor și exproprierea acum 6 ani, că nu erau problemele astea, dar fostul Consiliul Local nu a vrut, chiar de asta nu vedea la încălcătorul Povosolul. Și nu acceptăm nici exproprierea și suporta exproprierea. Acum ce am discutat cu ei? Ăsta Arșița este în domeniul privat, este ușor de făcut schimbul. Am zis ca să nu ne coste pe noi mai ușor să dăm terenul. Ei fac, aduc expertul, ei aduc dezmembrarea. Că dezmembrarea, dacă n-ai un om bun, dezmembrarea costă enorm. Depinde cum vrea ei. Unii ți-o faci într-un fel, alții, cum a fost Căiuțeanu, ne-a cerut ca să de facă dezmembrare, zice că măsoară tot, cred că știți mai bine decât mine că sunteți voi. Și am zis să ne facă ei dezmembrarea și alipirile care sunt, plus porțiunea aia de un metru pe lângă drum, până aproape de pod. Că zona care izvoare nu vor să ne dea. Dar oricum, zona aia pentru apă nu e suficientă. Trebuie să facem unde a fost proiectat. Noi acum, cu expertul ăsta care ne face extindere canalizare, a venit și doamna care a făcut prospecțiuni de pânză freatică
Noi nu avem, da, noi nu avem pânză freatică la adâncime, pe zona, pe toată zona, de la Poiana Sărată în jos, nu avem. Când la un moment dat ai de sare. Noi avem numai pânză freatică de suprafață. Și a zis că cel mai bine ar fi să facem tot acolo unde a fost proiectat. Poate reușim să facem schimb și atunci trebuie să luăm și porțiunea aia pe unde trece conducta, să ne dea nouă. De un metru. Și atunci vedem cât se adună ca pământ, ca suprafață, când dăm acolo și dacă cumva ăsta este ca suprafață și mai rămâne un petec de ăsta, a zis că ei ar fi dispus să-l cumpere, să facem o licitație, cine ăsta, să nu ne mai rămână o enclavă de știu eu câți metri. Cam ăsta e în principiu ce s-a discutat. Și atunci, dacă o gândiți, asta este latitudinea dumneavoastră, eu am fost peste tot unde m-au chemat, numai să arăt că sunt cu ei, sunt ăsta, m-am dus peste tot, până și în Bucegi m-am dus când m-a chemat cu mașina mea, ca să stau să văd cum pune doi pomi și ăsta. Și acum au venit expertul, ieri am discutat, acum dumneavoastră hotărâți. Dacă facem o hotărâre de Consiliu, în principiu, ca să poată să înceapă măsurătorile de acolo și asta. La Arșița pot să vă spun că intrarea, eu n-am fost niciodată acolo, dar când s-au dus, știu că a trebuit să-i pun la unul, să dea voie pe la ei să urce pe aici, pe Leșunț, că altfel n-ai cum să urci la Cinești, că altfel nu le-a luat. Mai multe, știu. Da, poate, da. Astea da, cu mașina, cu asta. Nu s-a trecut drumul ăla de roșu. Și de aia zic, acum dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine situația, dacă ne mai rămâne când vine expertul, că oricum vine un expert care ăla... Trebuie să fie un evaluator, dar trebuie să fie neutru ăla. Și ăla e neutru și ca să... Și am zis să-l cheltuiască ei tot, ca să nu mai cheltuim noi. Și măsurător... Ce să mai facem acum? Trebuie să rezolvăm problema asta. Vedem cum nici să-i întreagă. Să când o faci, dar trebuie rezolvată problema asta. Da, dar uitați, în hărțile lor apare ca terenție. Așa e. Vrei să vă luatori? Da, dar... Că am ăsta s-a legat de pădure. Ei au plătit tot terenul s-a pădure. Așa, da, e o hectare. Și apoi el trebuie să facă ca drum, să facă iară ruperea de la ei pe porțiunea drumului, are între 7-8 metri, unde și apoi, că noi trebuie să luăm tot mai acolo. Asta, că pe lângă drumul să trezi, de la pod, de la ferestrău, până la bazinul ăsta, a rămas, deci irevocabil, a rămas... Așa e hotărârea, dar trebuie doar în judecată drumul, domnule, că drumul... Au greșit cei de la topometrie când au măsurat. Acum, dumneavoastră, vedeți, am probleme cu oamenii, oamenii au vrut să blocheze. Oamenii, dacă vin să blocheze, este ilegal, că e o proprietate privată. Toată ziua vin oamenii și-i praf. Noi, dacă nu-l avem... Dar problema e că noi ne-am spus numai și numele nostru. Așa e acolo. Dar dacă l-au cedat, mai intrat, l-au cedat și nu mai ai litigiu. Dacă se poate face ceva legal... Dar ce n-a făcut, de ce n-a făcut? Mie nu mi se pare ilegal, acum dumneavoastră. Nici nu pot să facă ilegal, că asta e nu, legal am zis, dacă se poate face ceva legal, se face. Eu zic că e legal, acum dumneavoastră e... Lăsa-mi înțeles. Legal e pentru hotărâre inspectoriască. Drumul e și în evidența primării și acum. Drumul Ferăstrău, Pârâul Cireșului. Și de la Pârâul Cireșului sus i-al costă mai mult când dăm un judecată decât când faceți. Nu ne costă. Cum să ne costă mai mult? Da, uite că eu am mai vorbit cu expert și a zis că nu mai ai cum să ataci. Eu așa am vorbit. Dumneavoastră, dacă ăsta, eu am vorbit cu experții. Domnul primar, trebuie calificate situația. Dacă e mai ușor. Trebuie. Până la urmă, toată acum ne punem la un colț de pășuni acolo. Nu, 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 eu aia am zis să nu ne mai uităm în urmă, dar dumneavoastră hotărâți, nu știu ce am putut să zic, dumneavoastră hotărâți, dar ca să putem, oamenii a zis, eu am avocatul, ei lucrează printr-un avocat.
Și atunci noi am expus toată treaba asta și atunci facem o hotărâre că în principiu suntem de acord să nu cheltuie banii degeaba, că sunt o grămadă de bani și cu expertiză și cu măsurător și cu desmembrări. Noi avem dată în concesiunie pe acea zonă cumva, europorțiunea? Nu, este împășunat. Este pășunat, de asta întreb. Este pășunat de așa în zile. Că trebuie verificat și aspectul nu, acesta. Nu, dar până durează, no, să nu trece perioada pășunată. Să trece perioada pășunată. Nu, e vorba de concesiune. Nu, n-avem concesiune. Nu, 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 a avut ăla Emil ăsta ciobotarul, știu. Dar nu are concesiune, are chirie. Are chirie, două persoane. Sau chirie. De pășunat, venirea de pășunat. Nu, chirie. Dar noi putem face măsurători, putem tot, durează. Asta nu e o chestie, până măsoară. Domnul primar, trebuie rezolvată problema. Deci, ca să nu dumneavoastră, rezolvat. Dumneavoastră, dacă acum sunteți de acord, eu fac o hotărâre de Consiliu, dumneavoastră o aprobat. Ședinție extraordinară. Eu le-o dau lor. Domnule, continuați. Domnul primar, săptămâna viitoare ședinție extraordinară. Substituim mercatul de exact. Nu mai lungim. Nu mai lungim. Dacă e zirețul mai mare, nu are rost să ne rămână o bucată acolo. O scoate. Nu e al nostru pământ. Nici acolo. O scoate la licitație dacă ne mai rămâne o bucată. Nu are rost să. Atunci poate în felul ăla sunt și ei mai indulgenți. Asta mai vedem. Unde are putut oameni din interesul da. Mai are acum, da, mai este domnul Niculi cu probleme de apăsuri și da. Cu aceea să-i trebuie. Stimați consilieri și domnule primar, vreau să vă aduc la cunoștință frumos următoarele fapte. Eu în 1997, unii stau acolo, au venit atunci consilierii la fața locului, domnul Butucaru, am arătat că în spate nu am cum să intru, atât am cât intru o jumătate de metru, nici cu roaba nu pot să intru. Mi-a aprobat să țin lemnele în drum acolo. Deci am aprobat, e scris aici, petiții tot. Bun. A venit, nu am nimic cu domnul Bolea. Când a făcut domnul Corcomanie din zonă, poate știe, când s-a făcut gardul ăla lângă ciujmeaua aia acolo, am ieșit în drum cu hârtile astea și am zis, domnule Tiță, la toți, băi, oameni buni, că va vin domnul de la poliție, domnul Nicodim și aboliției Costel, mi-a pus sura în coaste, acum bajdea, mi-a luat 3 zile de la servici, am zis că termin, nu m-am încadrat, că bașa era uscate, mi-a trebuit o săptămână să bag lemnele alea în coaste. Deci, asupra, e treaba de gardul ăsta la Ciojmea. Deci, uitați, am aprobările de astea în 98. Uitați aici. Am mai fost o dată și acum vreau să intru în costul de acestui aprobări. Și aprobare pentru gar și pentru tot, pentru împrejmuire aici. Și i-a zis domnul Lechița, băi, nu pot. Am mai venit o dată domnul Aboliție cu Nicodem. Era îmbrăcat civil într-o dorii vorba de domnul Nicodem. Într-o ținută necorespunzătoare, a zis că viu de la un chef și te amendezi 10 milioane. Nu a zis așa, băi, omul e nervos, bine, lasă-l să... De unde? Că peste 3 săptămâni am fost chemat la post, 10 milioane amende. Mai grav e ca să nu am câștig de cauza asupra acestui gard de la Ciușmea, am și un martor care a zis că am tras coarna. Ei au vrut să mă ridic și să mă duc. Deci acum, domn consilier și domn primar, asupra acestui aprobări, vreau ca să... Deci eu vreau să fiu legal, plătesc la primărie, că atunci a fost agent agricol, șef de post, să plătesc la primărie. Deci, dumneavoastră, vă rog frumos, domn, hotărâți, mergem la fața locului, cu toate că am niște aprobări acolo, am avut gard acolo, găini, știți, mi s-au stricat, n-a rămas... Ai închirintele nu al concesiunii, cum îi? Păi eu vreau, am plătit. Păi s-a putut la dat aprobări din principiu, dar acte, contract, nu s-a plătit. N-are nimic, da, nimic, n-are domeniul public. Deci acolo, acum trebuie să faci o altă cerere. Da. Și dacă îți aprobă să faci un contract din închirierii sau din concesiunii, așa cum ai spus pe tuterelul ăla din spate. Da, domnule, acolo știți.
Eu când m-am mutat acolo în locul ăla de casă, eu am pus acolo, că era, drumul ăla era la o pantă de 45 de grade, n-a pus nici Neacșu Letiția, nici Bou Gheorghe. Toată suportă, eu am pe banul meu, că știți, eu am pus acolo să mă ieși. Eu dacă trei ani așa am dus lucru, Dumnezeu să-l ierte, și el a zis că și el a pus, nu ce e așa lui, că o să bătea cu cetățenii care te trebuie să băteau nucii. Eu nu mă bat cu nimeni, eu am fost bătute mulți. Și doamna Larisa, asupra acelui petic de teren, dacă au fost două litigii, două judecăți, două procese, mai trebuie să mă mai duc pe la avocat, pe la... Deci au fost două litigii și asupra acelui... Pot să mă pronunț la modul general, dacă... Trebuie să vedeți documente. Că toți vecinii mei au zis că vrea să facă parc de copii. Dom'le, pe 10 metri pătrat să-mi usul ăla, să mă scuzați, că de ou clocit, nu corespunde igienic cu niște condiții tehnice, condiții igienico-sanitare și... Deci nu se poate face parc acolo, cum vrea ei acolo. Că și domnul Bode are o placardă acolo, pac, ștampila lui, nu rupeți bănci, să vede, aia acolo s-a făcut un abuz. Un abuz în sfârșit. Nu s-a făcut abuz acolo, că terenul e domeniul public. Deci a statului și nu e al meu, nu e al dumneatare. Am înțeles. Deci abuz nu s-a făcut acolo. Abuz au făcut alții care locuiesc prin zonă. Uitați, uitați, vreau să vă arăt ca să luăm câștig de cauză. Uitați. Deci ce spune toți Dănilă Ioan, Dănilă Maria, Dănilă Bou, Matilda Bou, Gheorghe, Isai Glenuța, în data de 8-a 3-a 2016-22 am auzit zgomote foarte puternice, 7-8 pocnituri provocate, însă erau identice cu zgomotul produs unei arme. Și aici spune că venea, deci de unde provenea zgomotul? Din domiciliul meu. Ăștia au vrut când au fost branconajul ăla puternic să mă ridici, să mă duc, rămâneam și fără serviciu, mă bătea bine la Bacău. Uitați, deci ca să nu am câștig din cauza asupra, i-am zis, băi, oameni buni, eu am pus aici, nu voi. Și mai mult de atât, de când s-a făcut gardul ăla. Nu poate să intre nimeni la apă, Bou Gheorghe bate pe toți, am adus frumos la cunoștință și domnilor de la poliția locală, domnule, nu se face nimic, le-am adus la cunoștință. Are, bă, e vorba, iertă-ți iertă cu toți vecinii și nu mă cer, domnul dar e un domeniu public, este băgat în registru. L-au făcut cetățenii cu aprobarea mea un gard jos să nu intre animale. Ăla este un spațiu verde, că e băgat în dosarul. Noi trebuie să facem în fiecare an cel puțin un kilometru de spațiu verde. Din ce în ce este un dosar special cu spațiu verde. Nu înțeleg. Crede că dacă înainte și-au pus, când s-a făcut o canalizare, era vrut să-și bage apa care curge lui din fântână în canalizare. Când m-am dus, s-a supărat pe mine. Sau dacă te a ieșit el că nu intră în curte, e vina mea că și-a făcut casa acolo și a ieșit până în drum cu asfalt și cu zid, s-a micșorat drumul. Nu? Noi acum când facem drum, o să spună că avem ceva cu el când îi se dărâmă. Dar el a făcut totul ilegal. Eu sunt copil... Și am umblat acolo și știu. Dar ei vrea să ocupi tot spațiul și cred că domeniul public e al lor. Pe mine nu mă interesează că n-ai un să spui lemnele. Deci, n-ai voie, n-aveți voie să puneți pe domeniul public nimica. Că de-aia este în comuna noastră cum este. Unul își pune balastru, altul după ce am luat, am făcut drumul și a scos pământul că curge gardul și dacă o continuăm așa, nu ajunge nicăieri. Uite, am început să dăm amenzi acum pentru cine aruncă gunoiul, am început și deja oamenii au început să se conformeze. El are, i-am concesionat un teren destul de mare, putea să și-l aranjeze. Și acolo mi-a stricat cu gardul, da. Domnul Mierloșu, pus la parte judecată, domnule, dar dă-i judecată, nu noi primăria, noi ți-am facilitat, ți-am dat în concesiune, ai teren, folosește-l acolo. Păi, domnul Bode, hai să vă spun frumos. Păi, dă frumos să-ți explic și eu. Bou Gheorghe, arunca 4 căruți de țigră în fața mea. Dănil a aruncat experimente de la pomul de ce ți-a dat ție amendă poliția? De ce ți-a dat ție amendă și nu le-a dat lor? Păi am tras cu armă, domnule. Păi da, domnul Bode, când ați venit pe mama, a zis așa, fiecare are voie să facă ce vrea, de aștia poți ajunge cum ai peste tot, să vine la mine cu două cor, cu ranga, că dacă a zis domnul Bodea că fiecare are voie să facă ce vrea, lor vei s-aș uita banca. Hai, domnule, să vezi, nu ne-am zis eu că are voie să tot ce vrea. Dănilă Ioan, când a făcut canalizarea și domnul Bodea, a băgat izvorul de apă, când am auzit de scurge și de pierde.
domnul Dănilă Constel a băgat canalizarea de apă, izvorul ăla care eu am pus țeavă, eu tot din, ca să nu fie bărbat în drum, în drumul, în dreptul lui Chirtii. Da. Și acum el a tăiat răstorii de apă care i-am zis lui domnul Bodea, de până nu se rezolvă nimic. Eu dacă făceam, eram împachetat. Da. Unde stau eu acolo, am adus două tuburi și vreau, uitați, vreau, vă rog frumos, sunt cu aprobare. Deci unde stau eu acolo, curge tone de apă, nu curge apa de la mine, că și înainte de a nu cumpăra eu locul, tot curge apa acolo. Am adus două tuburi de un metru, am făcut canalizare pe sub pământ, curge apa, un izvor prost de mâna, și i-am zis, domnul Bodea, dați-mi și mie voie. Mi-a zis, eu vreau să fac pe un pantrum, domnule, dacă e posibil așa ceva. Domnule Românești, trebuie să înțelegi, domnul public nu ai voie să faci nimic. Păi domnul Bodea. Ce să mai comentăm? Dar domnul Bodea. Poți să spui ce vrei, pe domnul public nu ai voie să faci nimic. Izvorul, dar stați un pic. Pe ce să faci domnul public? Am auzit doar. La bața vampiră, tu crezi că... Hai că am tot ascultat, ați repetat de vreo 5 ori aceeași problemă. În domeniul public, da, vă rog să nu știu, dacă nu s-aprobă, dacă nu s-aprobă. Păi stați un pic, când am zidul ăla, când rămâne apă, am hidrofoi, fac baie. Apa din drum, din lângă izvor, că-i balast, o să duce în fântână. Eu de asta vreau să fac tuburile alea, băi, le bag acolo, bagul, când se împundă, mă, bag o șufăle, că doar cu alea nu afectează cu nimic, apa din izvor, tot în tuburile ajung acolo, pe niște țepi de 110. Dumnezeu, nu știi cât e amenda pentru orice țeavă scoasă din cur. E până la 10.000 de lei. O amendă că scoți o țeavă și scurge apă. Și domnul Dănil, ca domnul Dănil e costat. Dar nu mi-a arătat în curtea altuia, domnul, e chiar culmea. Din drumul public, domn primar. Izvorul de apă care l-a captat. Uite, la da, da, uitați de venit la fața lui. S-a dus domn Francis care ridica capacul, nu-i băga nimic, ce noi vorbește. Auzi, dacă a fost Francis și ocupă cu canalizarea și pavimentarea cu apa cu omurii și n-a constatat niște nimic, lumea ta îi spui că este. Eu nu cred că constructorul îi dădea voie să se înțepe în țeava aia, gura comună. Și a ridicat capacul și în gura comună. Poștel, când a făcut canalizarea, s-a legat la canalizare, tot izvorul de apă pe altă țeavă l-a băgat în burduf. Asta este. Deci acum cu tuburile alea am voie să fac chestia asta, să dejunoam. N-ai voie, domnule, domeniul public n-ai voie nimic. Domnule, vă să fie amendă mare. Nici tu trebuia să dau amendă. Nu mi-a trebuit, domnul primar, a trecut pe drum de acolo, să vezi cât de gratuit. Drumul este digul păcuri de apă în România. Ați controlat acolo? Acolo nu-i domeniul public. Ieri, sau nu? Ieri domeniul public. V-ați uitat dumneavoastră, ați fost acolo diguit, acolo pe... Domnul Pavel, ei, să liguiți de mai muntele acolo, ați fost să-ți patru mea mulți acolo. Da, și ce? Bun, acolo e domeniul public, unde este digul, unde e făcut digul, sunt în grădina acolo, citate, acolo e domeniul public. Domnul Boarte, dumneavoastră ați avut odată cuvântul, eu nu mă mai dau. Domnul Boarte, nu mă mai dau cuvântul de acum, gata. Gata, domnule, domnul Boarte. Sunt răiesc, vă mulțumesc, domnilor forțele, că m-ați ascultat. Deci, în legătură cu tuburile astea, deci eu vă spun, apa aia când se infiltrează din izvorul ăla, cum mai vin gâri. Gata, domnul Nicoli, gata. Deci, mi-a afectat izvorul. Domnul Nicoli, eu am discutat ceva cu dumneavoastră. Ce vreau să vă spun, domnul primar, am propus noi mai, chiar de anul trecut, că noi, Comisia de Agricultură, ne vom deplasa pe teren, în zonele ale Comunei Oituz, și vom încerca să vedem toate terenurile care sunt ocupate, zic abuziv. Și vom depista terenurile și vom vedea proprietarii, vom înnota, vom veni la noastră să depună cereri și să-i punem în legalitate. I-am promis lui domnul Nicule că vom merge comisia și la dânsul și fără supărare. I-am zis, domnul Nicule, nu te superi. Când noi comisia de... Cât te-ai certat cu domnul primar? Cât te-ai certat cu cine te-ai certat? Noi venim... Dar nu poate să facă ce vrea el și să interpreteze cum vrea el. Noi venim... Că nu ia apă nimeni. Noi am amenajat izvorul, e curat, da. Nu, dar nu e un om să vină să-și pună omul că vrea să-și tragă mașina, să schimbe uleiul, să-și pună lemnele acolo.
Eu dacă n-am loc, dacă Dorel n-are loc, trebuie să-și pună în becul la botezatul lemnele. Noi vom merge și la dânsul. Și vom constata. Dacă are forme... Păi da, nu e. Și dacă n-are forme, nu te supăra, aici este domeniul public, nu este adumitat. Și el nu trebuie să supără. Și cu asta am terminat-o. Ce întrebezi că și-a dat și lemnele și le pune o zi până și le tai și le bagă înăuntru, face curățenie, dar nu cum vrea ei. Și care? Ea e de bandată. Vrea comisii, mergi în comisii la fața, nu cum și dacă la diverse mai are cineva cu probleme. Am eu două cereri ale domnului Bejan, vreau un schimb de teren, domnul Floroi, Comisia de Agricultură și Comisia Juridică, domnul Ionel cu domnul Butucaru noi, să analizați cerere. Domnul Boacă Leonar. Domnul primar, ce-a luat vacanța acum? Eu vă facem ceva cu mieița acolo să sudăm alea, că vine zăpăcitul ăsta de duminică în fiecare zi. Dar eu v-am spus. Da, da. Eu nu v-am spus să merge să le tăia, să le suda așa. Și când ăsta le băgăm. Da, dar acum hai că mieița a fost mușcă. Dar mieița vine oricând sudează, dar cerurile sunt acolo. Știu, domnule, eu am fost și eu. Da, nu ți-am zis. Așa, ora la mână. După aia. Acolo la central, am mai spus, haideți să facem cu la drumul național și cu poliția, să punem o staționare interzisă, domnul primar. Ieri, la ora 11:30, am plecat cu nevastă de la așa, am avut niște probleme la dilema, când am venit aceeași mașină, staționează, a staționat 3 ore în fața acolo, așa, nu vrea să îndreaptă, nu de nimic. Vrească Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu am pus pe poliție să mă ajungă la cutiru, dacă mai ține. Eu vreau în toamna asta să inițiez un proiect, ca de la anul să, să luăm o firmă, să curățim toate șanțurile unde s-au astupat, facem șanțurile și cine le mai astupă, că dacă eu să șanțul, dau de șanț. Petruit. Este domnul. Dar ei, am încercat și nu mă mai interesează. Chiar cel cu autobuzul poate să încalece șanțul. Dacă chiar vrea să... Dacă vrea să parcheze acolo, dar să nu la... Dar ăla nici... Dar nu, dar poți să încalești casa asta dacă... Dar nu, nu-i normal să iasă în curba aia apă. Dar nu mă acolo. Dar peste tot trebuie făcut. Dar nu, dar trebuie peste tot făcut. Toată lumea bate în cama pe autobuzul acolo. Nu, dar nu. Uitați-vă câte locuri sunt. Dar peste tot vreau de la altă. Peste tot vreau să facem, să facem șanțul, să curățăm. Și după aceea să-i obligăm pe oameni să-și curățe șanțul. La Ferăstrău au făcut scandal, s-a împuntat cu cât doi poli. Să mergem noi să curățim poli. Nu știu cum să repartez eu. Mai are cineva o problemă? Domnul Brown. Nu știu câta oară am deschis problema. La fel, blocarea parcării la central, la magazin acolo. Cei de la central vin câte 3 microbuze și blochează parcarea. Deci nu mai ai pur și simplu loc unde să parchezi. M-a adus de mai multe ori la cunoștință lucrul ăsta. Ei când și-au închiriat clădirea, n-au știut că nu au loc să-și parcă de parcare. Adică, deci pe mine nu mă deranjează, parcă mi-a fost să facă ce vor. Dar nu blochez accesul. Fiindcă e posibil să întoarcem roata. Aduc 3 mașini de parchez acolo în față, da? Și nu, ei nu vor mai scoate motostivuitorul ăla în veci. Deci trebuie rugat frumos să nu mai blocheze parcarea. Și cu tirul, și cu microbuzele. Eu le-am mai făcut înștiințare cu tirul. Am văzut, am rezolvat-o și cu ăsta care trăgea babi la biserică, babi în primărie. Cu amenzi, s-a dat câteva amenzi și s-a rezolvat. Deci eu rog frumos ca cei de la central să nu mai blocheze acest. Și la spital. Poate eu vreau să și la, mașina și la central, și la central o să face niște poduri cu șanțul tot, face niște poduri cu margini din alea numai pentru mașina mică și să vedem cine mai îndrăznește să intre pe podurile alea cu mașini mari. Și o să facem și parcă am vorbit cu ăștia. Directorul de la drumul național a murit de la Bacău. Ăsta nu-l cunosc, că dacă nu-l cunoaștem și facem... Era domnul Burgoan. Nu-i Burgoan, a fost unul ăsta.
așa. Și dacă pe cel nu o să-l cunosc, să ne dea o formă cum să-l facem, că noi nu avem voie să amenajăm parcare. Să vedem cum o facem ca să o scoatem bine, să nu ne dea amendă. Că dacă facem parcare cu apă în regulă, trebuie să le dăm lor. Da. În bun al nostru, să le dăm lor și să plătim... Să plătim și unii eu să stau din vorbă, mă duc pe la drumul la celălalt la Bacău și spun, dă-mi, ți dau un judecat, că mi-am zicat căuciucuri la mașină. Sunt gropile alea acolo, stai, cât în cap eu, cât din mari eu. Nu se poate nici stricăm mașinile acolo, stai. Azi, în primăvară, înlocuim brațele acolo, m-a costat 10 milioane, brațele și m-am măpărit și tot. Ce-ți plac? Domnul, nu se poate, domnul Bac, eu știu cât am intervenit ca să fac verticală, că pe orizontală nu ne dădeam aprobare în vecii vecilor drumuri naționale. Eu înțeleg, dar nu o să văd că a pus pișporturi acolo, doar eu și-a pus acolo bună asta vis-a-vis de Crâșmaia la Bogdănescu, sau cum îi spun incitării acolo. Aia și-a pus pișporturi în distanță de autobuz. Aia cum de-a pus acolo? Și dacă oprești acolo, iese în stare să te ia cu avramul. Pe ilegal și dacă vine, noi am făcut atenționare că nu-ți legal, la lupul există și dacă vine, ia ei amendă, noi am scăpat. Nu, dumneavoastră, drumul național să-și facă datoria ei, domnule, în primul rând. Dacă nu ne dă voi, noi ca primării. Eu acum mă bucur că nu-și face datoria, că dacă și-ar face datoria, ar închide și Fornoca, ar închide și Codreanu, care a făcut asfalt acolo ilegal, hai să nu ne mai întindem. Și ar închide mai mulți. Domnul apostol mai are o problemă. Am început să duce de drumul de pământ acolo, când ne-am mers drumul cel acum o cănița, pe drumul cu 4-9 de pământ. Am dus și mai ducem, că vrem să astupăm acolo. Ce mai vreți să mai duceți? Că dacă vorbiți așa în cetățe... Nu, niște pământ. Unde pământ? Vorbim mai tare. Pe la umărie. Mai ducă niște... Dar e moale. E moale. Avem pământ, dar e moale. Noi acum cărăm unde mai aproape, că trebuie să terminăm cât mai repede la cataramă, că altfel scăpăm podul. Dacă eu nu mă bag jos... Am înțeles, mi-ați explicat. Am înțeles. Acolo nu am mai să făcut absolut nimic. Am dus unde mai aproape ca să... No, ia-ți vedem, domn Florian. Și stația de autobuz. Am... Am și eu trei probleme scurte. De peste... De peste un an, l-am rugat pe domnul Vici cu drumul de la Monument spre Coșna. Am făcut și scris și verbal. Una. Nu s-a făcut nimic. Am un bec pe Gheongheș de 6 luni și nu numai eu, și doamnele din jur, cetățenii, sunt niște copaci, un tuneric acolo noaptea, să schimbi becul ăla. Dacă nu este bec, cumpăr eu un bec. Promit că... Am luat de bec, o trebuie lampă. Lampă, bec, ce trebuie, nu știu. La viitoare va rețetă, încet avem bani. La pot, la Hrăsvan, cum îi zice acolo, unde punem... container de grilajul ăla. Ați observat că lipsește partea din față cu tot cu ușe la grilajul ăla. Dar lipsește și containerele. Nu mai este nimic. Acum toți cetățenii au depozitat vrac. Gunoaiele în cașcaraveta aia. Containerele ați văzut că s-a pus la formă ecologică. Așa, formă ecologică, da. Ei, nu are ușa din față, a dispărut. Trebuie refăcută. Dar o facem. O face și aerofon. Găsit o soluție. Dacă nu, punem camere de luat vedere. Și atunci îl amendăm și plătește de 3 ori cât cost o în aer. Cam astea sunt. Dacă nu mai sunt probleme deosebite, înainte de a încheia aceste lucruri ale ședinței, vreau să vă informez că următoarea ședință este pe 19 iulie 2018, care are următorul proiect de hotărâri, și anume aprobarea cotului de execuție bugetară pe trimestrul 2 al UAT OITUS. Și pregresificare. Da. Fiind depuizate toate problemele, declară închise lucrurile acestei ședințe. Da. Vă mulțumesc pentru participare.